Onorată asistență, am onoarea să vă salut și să vă adresez un călduros bine ați venit la manifestările dedicate Zilei Naționale a României. Astăzi sărbătorim 100 de ani de când adunarea națională de la Alba Iulia, constituită din 1228 de delegați și sprijinită de peste 100.000 de români, veniți din toate colțurile Ardealului și Banatului, a adoptat o rezoluție prin care s-a consfințit unirea tuturor românilor din Transilvania cu România. Ziua de 1 decembrie 1918 încununează deci lupta românilor transilvăneni pentru unitate națională și marchează momentul creării României Mari. Marea Unire din 1918 a fost și rămâne o pagină sublimă a istoriei românești, măreția ei constând în faptul că nu a fost desăvârșită de vreun om politic, de vreun guvern sau partid, ci este fapta istorică a întregii națiuni române, realizată într-un elan comun, născut din conștiința unității neamului și călăuzit de fruntașii politici spre țelul dorit. Este actul de voință al națiunii, necesitatea istorică de a trăi într-un stat național. Doamnelor și domnilor, se acordă onorul prefectului județului Sălaj, domnul Florin Florian, însoțit de comandantul regimentului 69 Artilerie Mixtă Silvania, domnul colonel George Sas. Detașamente, aliniați! Detașamente, liți! Pentru noi spre dreapta, prezentați! Ori! Se intonează imnul național al României. Oh,
urmează oficierea serviciului religios. Pentru oficierea serviciului religios, detașamente de scope, priți! Și cele de o ființă și de viață făcătoare și nedespărțite trăim, totdeauna acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, milește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, milește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, milește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, milește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, milește, Doamne, milește, Doamne, milește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ne rugăm pentru prea fericitul părintele nostru, Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru un alt preasfințitul nostru, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ne rugăm pentru binecredinciosul nostru, popor român de pretutindeni, pentru ostașii țării, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ca niște romi nefrednici, cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii Tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile Tale, pe care cu belșugare le-ai vărsat asupra robilor Tăi, că de mâna înaintea Ta și ca unui Dumnezeu să aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvește-ne din toate nevoile pe robii Tăi și ca un milostiv totdeauna plinește dorințele noastre tuturor. Cu de adins ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ca niște tămâie cu bun miros și ca o ardere de tot, bine primită să fie întru totul bunule stăpâne, această mulțumirea noastră înaintea slavei Tale și trimite totdeauna ca un îndurat robilor Tăi, mila Ta cea bogată și îndurările Tale și izbăvește pe robii Tăi de toate mesteșugirile văzuților și nevăzuților vrăjmași, pe ei, biserica Ta cea sfântă, satul și orașul acesta și pe tot poporul Tău, dăruind tuturor sănătate, lungime de zile și sporire întru toate faptele cele bune, întru tot îndurate împărate, auzi-ne de gram, ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu ești și Ție slavă, Ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este neasemănată și iubire de oameni adânc neajunsă, la Ta slavă căzând cu frică și cu cutremur ca niște romi nevrednici, cu milință aducem acum mulțumire bunătății Tale pentru binefacerile ce au fost asupra poporului român prin marea Lui unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul Te slăvim, Îți cântăm și Te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea Ta, mulțumim rugând cu umilință nemăsurata și nespusa Ta milostivire,
ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor tăi și cu milostivire ai învrednicit a li se împlini cererile, așa și de acum înainte învrednicește a spori într-o dreapta credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele și într-o toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște, și ne învrednicește pe toți totdeauna, mulțumirea aduce cele prea bune a grăi și a cântație celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bun și de viață făcătorului tău Duh, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă. Prea fericitului părintelui nostru Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, prea sfințitului arhiepiscopului și mitropolitului nostru Andrei, prea sfințitului nostru Petroniu, dă-le, Doamne, zile îndelungate și bună sforire în dreapta propovăduire a cuvântului adevărului Tău și în povățuirea turmei celei cuvântătoare pe calea mântuirii și păzește într-un mulți ani, mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Conducătorilor țării noastre, mai marilor orașelor și ai satelor, dă-le, Doamne, zile bune și îndelungate, cu viață pașnică, sănătate, mântuire și întru toate bună sforire, iar asupra vrăjmașilor biruință și păzește într-un mulți ani. Mulți ani trăiască! Binecredincioșilor care sunt de față la această sfântă slujbă, dă-le, Doamne, zile îndelungate, pace și sănătate, și întru toate bune sporire și păzește întru mulți ani. Mulți ani trăiască! Înțelepciune! Părinte, binecuvintează! Cel ce este binecuvântat Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciune preacuratei Maicii sale, cu rugăciune Sfântului Apostol și întâi chemat Andrei, ocrotitorul României, și cu rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Oficierea serviciului religios s-a încheiat. Domnul istoric Augustin Gavrea să ne adreseze câteva cuvinte despre semnificația evenimentului. Domnule prefect, onorați oaspeți, stimați concetățeni, dragi copii, așa cum știți, astăzi sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire. Acest măreț eveniment din istoria poporului român a fost posibil la sfârșitul Marelui Război, care a creat premisele îndeplinirii mărețului vis, ca toți românii să trăiască în aceleași hotare, asemenea altor națiuni din Europa, ei și-au luat soarta în mâini și au decis viitorul. De la data prezentării în Parlamentului Maghiar a Declarației de Independență, 18 octombrie, făcută în numele națiunii române din Imperiul Austro-Ungar, etapele acestei manifestări de fapt a independenței s-a succedat cu repeziciune. Consiliul Național Român Central, format din reprezentanții PNL și PSD, la începutul lunii octombrie s-au constituit ca un organ politic al românilor, care preia funcțiile administrative, devenind un organism statal central, începând cu 2 noiembrie 1918, când își se stabilește sediul central la Arad. În aceleași zile se înființează și primele consilii comitatense pentru Comitatul Sălaș, acesta a fost în data de 9 noiembrie. Procesul organizatoric se derulează cu repeziciune,
vizând toate nivelurile administrative, circumscripție electorală, plasă, oraș și comună, având la bază actul electoral, fie prin convocarea unor adunări populare, fie prin adunări ale reprezentanților. Pentru asigurarea ordinii în condițiile de maximă insecuritate ale lunii noiembrie, au fost constituite gărzi naționale române prin voluntariatul militarilor reveniți de pe front sau din prizonierat. Adunarea națională a fost convocată în 20 noiembrie pentru data de 1 decembrie la Alba Iulia. Prin urmare, întreg procesul de desemnare a delegaților trebuia să se deruleze pe parcursul unei săptămâni, ceea ce se și întâmplă. Astfel, au fost desemnați în cadrul adunărilor electorale delegații ce au primit credenționale cel mai adesea și cu mandatul ferm să voteze unirea cu România. Acest proces istoric s-a derulat după exact același tipar și în plasa Cehul Silvaniei. Deși o parte din satele plasei se aflau dincolo de linia demarcațională sub stăpânirea armatei austro-ungare, comunele românești din plasa Cehu s-au organizat în consilii comunale și gărzi naționale române, din prima zi având ca centru localitatea Băsești. Aici, sub conducerea lui Pop Gheorghe de Băsești și altor intelectuali, până la 1 decembrie se înființează consiliile comunale din Băsești, Sălsic, Tămășești, Horatul Cehului, Vârsăul de Jos, Nadiș și Ariniș. În conformitate cu ordinele primite de la Consiliul Național Român Central din Arad, reprezentanții românilor din cercul electoral Cehul Silvaniei se întâlnesc aici în 27 noiembrie 1918 pentru a alege pe cei 5 reprezentanți care urmeau să participe și să-i reprezinte la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie. Au fost aleși cu majoritatea voturilor următorii: Alexandru Pop, avocat în Cehul Silvaniei, Ioan Costea, preot în Someșuileac, Alexandru Vaida, notar în Cehul Silvaniei, Simeon Mărieș, țăran din Băsești, Vasile Fălăuș, țăran din Nadișul Român. Credenționalele datate și păstrate din 28 noiembrie relevă faptul că au mai fost prezenți la Alba Iulia încă 2 delegați aleși din partea cercului electoral Cehul Silvaniei în persoana lui George Maior, preot în Băița de Sucodru, și Vasiliu Gavriș, preotul din Băsești. Caracterul reprezentativ și democratic al acestei adunări este dat de faptul că pentru alegerea delegaților au participat alegători români din 16 localități: Giurtelecul Hododului, Bicaz, Nadișul Român, Varța de Jos, Cehul Silvaniei, Horatul Cehului, Someșuileac, Chilința, Motiș, Benesat, Seliște, Tămășești, Băsești, Ariniș, Noțic, Bulgari. Iar procesul verbal a fost semnat de 49 bărbați de încredere din comunele cercului electoral Cehul Silvaniei. Spre bucuria noastră, a celor din zonă, deschiderea lucrărilor adunării naționale de la Alba Iulia a fost încredințată marelui patriot Gheorghe Pop de Băsești, el având această onoare datorită apărării drepturilor românilor pe perioada dualismului austro-ungar. După mai multe cuvântări care subliniau dorința de reîntregire a românilor într-un singur stat, a fost adoptată rezoluția care prevedea la primul său punct, citez, unirea tuturor românilor din Banat, Transilvania și Țara Românească și a tuturor teritoriilor locuite de dânsii cu România. Încheia citatul. Zilele următoare, rezoluția a fost dusă spre ratificare suveranului României și Parlamentului de la București. Vă așteptăm de 1000 de ani și ați venit ca să nu ne mai despărțim niciodată. Sunt în viața unui neam clipe de fericire atât de mari încât ele răscumpără veacuri întregi de suferință. Au fost cuvintele cu care i-a întâmpinat primul ministru Ion Brătianu pe delegații transilvăneni care aduceau la București actul unirii. Într-adevăr, trecerea primului secol de la întregirea statului român confirmă pe deplin viziunea oamenilor politici din acele timpuri. Stimați concetățeni, trecutul nu trebuie să fie doar o cale de justificare a prezentului, îndeosebi a prezentului acelui care ne place sau ne convine, ci și o cale de cunoaștere sau înțelegere a istoriei actuale.
Realizarea actului de la 1 decembrie 1918 de către poporul român, conduși de o elită românească de excepție, trebuie reamintită mereu pentru a fi un exemplu pentru generațiile actuale. Cinstirea memoriei înaintașilor care au realizat idealul național trebuie înfăptuită de urmașilor, deoarece le-au asigurat o existență demnă printre popoarele lumii civilizate. Fie ca această măreață zi să aducă tuturor locuitorilor României pacea și prosperitatea pe care înfăptuitorii de la 1 decembrie 1918 au dorit-o pentru urmașilor. La ceas de sărbătoare închei cu urările pe care le-au făcut și străbunicii noștri din zonă la aflarea mărețului act de la 1 decembrie 1918. Trăiască Marea Unire, trăiască România Mare, trăiască neamul românesc! Vă mulțumesc! Mulțumim domnului profesor și în continuare îl invităm pe domnul Ioan Cheregi, primarul orașului Cehu-Silvaniei, să ia cuvântul. Onorată asistență, dragi locuitori ai orașului Cehu-Silvaniei, ziua de azi este o ocazie pentru noi să cinstim memoria celor care ne-au oferit șansa de a sărbători ca neam centenarul Marii Unire. În trecutul nostru au fost oameni care au știut să sufere și chiar să moară pentru ideile lor și pentru țară. Trebuie să ne fie pildă și model. Să înțelegem odată pentru totdeauna că dacă așteptăm cu mâinile încrucișate să facă altcineva ceea ce e de făcut, să pună umărul mereu altcineva decât noi, nu se va întâmpla niciodată nimic. Să facem noi ceea ce ne privește pe noi, prin noi înșine. Acesta este mesajul meu, dragi cehani. Aș vrea să mulțumim domnului prefect, Ministerului Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Societății Naționale de Cruce Roșie, Serviciul Județean de Ambulanță Sălaj și tuturor celor care, prin implicare, au făcut posibilă manifestarea de astăzi. Profit de această ocazie pentru a vă invita pe toți cei prezenți să participați și la celelalte manifestări dedicate centenarului, care se vor desfășura mâine 1 decembrie 2018, începând cu ora 13. La mulți ani și multă sănătate! Mulțumim domnule primar! Îl invităm să ia cuvântul pe domnul Florin Florian, prefectul județului Sălaj. Preacucernici părinți, distinse oficialități, dragi locuitori al orașului Cehu-Silvaniei, dragi români, marcăm astăzi cu emoție și respect centenarul Marii Uniri. În urmă cu 100 de ani, prin Marea Unire de la 1 decembrie 1918, poporul român își desăvârșea unitatea național-statală, devenind, după cum spunea Nicolae Iorga, un singur trup, tot acest neam. Toate s-au schimbat din acel moment, 1 decembrie 1918, cea mai mare faptă din istoria noastră, în care poporul român a dat dovadă de maturitate politică, de înțelegere și toleranță. Un 1 decembrie 1918, la care sălăjenii au contribuit din plin, prin iluștrii săi conducători, prin cei aleși în adunările publice și înzestrați cu credenționale pentru a vota unirea, dar și prin oameni de rând care au plecat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia cu trenul Unirii pentru a fi părtași la ceea ce știau că va fi un moment istoric. La Alba Iulia, între cei delegați de Națiunea Română să conducă Marea Adunare Națională, s-au aflat și sălăjenii noștri, George Pop de Băsești, Iuliu Maniu și Victor Dăleu, care au avut un rol de frunte în desfășurarea istoricei adunări, George Pop de Băsești fiind chiar desemnat să prezideze lucrările Marii Adunări Naționale. România, ultimele 100 de ani, a însemnat un zbucium permanent. Țara noastră, trecând prin cel de-al doilea război mondial, o lungă perioadă de regim comunist, evenimentele din decembrie 1989 și drumul sinuos către democrație, NATO și Uniunea Europeană. Totuși, privind în urmă, trebuie să învățăm din greșeli.
dar mai ales trebuie să încercăm să fim demni de înaintașii noștri și nu în ultimul rând să dăm dovadă de respect reciproc între români, maghiari și toate minoritățile care trăiesc în acest județ. Luând exemplul trecutului, trebuie să privim și spre viitor. Și nu doar să privim, ci să facem lucruri concrete pentru o Românie de mâine mai bună și mai prosperă, fiecare separat și toți împreună. La mulți ani români, la mulți ani România! Mulțumim domnului prefect! Urmează constituirea detașamentului de defilare. Pentru dreptate noi pierim copiii noștri, peste veacuri, onoare ne vor da, o știm. Nu plânge, Maică România, adună toți cei buni sub soare, ne cheamă și pe noi la praznic, când România va fi mare. Detașamente! Rând! Pentru defilare! Colonă spre dreapta! Detașamente înainte! Urș! Detașamentelor este locotenent colonelul Gheorghe Pentea, șeful operațiilor și instrucție la batalionul 307, Batalionului 317 Sprijin Logistic Voievodul Gelu, decorat în anul 2015 cu emblema de onoare a Forțelor Terestre și emblema de onoare a Statului Major General. Garda drapelului de luptă este comandată de către Maior Ioan Țarco. Plutonul RAPN, comandat de locotenent Marius Vira, este format din militare echipați în ținută mozaic de pădure din cadrul Batalionului 317 Sprijin Logistic Voievodul Gelu. Defilează detașamentul Inspectoratului de Jandarmi și de Țeanului numărul Voievod Sălaș, comandat de Maior Claudiu Bogdan și format din militar jandarmi în cadrul detașamentului 1 Jandarmi Mobil. Prin fața dumneavoastră defilează detașamentul Inspectoratului pentru situații de urgență coronism al județului Sălaș, format din ofițeri din cadrul comandamentului unității echipat în ținută de reprezentare. Plutonul 1 este condus de locotenent colonel Florin Pop.
Plutonul al doilea este constituit din suboficerea Iorzi de intervenție numărul 2 Cefu Silvaniei, condus de capitan Adrian Pop. Plutonul 3 este comandat de capitan Florin Hopriș. Detașamentul Serviciului Județean de Ambulanță Sălaj, condus de către ambulanțier Adrian Onicaș, constituit din personal din cadrul Serviciului de Ambulanță. Încheie defilarea structurilor debarcate, detașamentul de voluntari ai Crucii Roșii Sălaj, condus de Andreea Tătoran, ardelean. Distinsă asistență, urmează defilarea detașamentelor de tehnică din cadrul structurilor din compunerea Sistemului Național de Securitate. Detașamentul de tehnică al Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj este constituit din raută specială de patrulare și intervenție, echipată pentru patrulare mediu urban și rural. Raută specială de patrulare și intervenție cu o capacitate de 8 locuri, din interiorul căruia vă prezintă onorul un conducător câine serviciu împreună cu câinele Rusa. Și încheie blocul de defilare al jandarmeriei cu raută specială pe șasiul de turisme trafic, destinate efectivelor de acțiuni speciale și antiteroriste. Defilarea copiilor, detașamentul de tehnică de intervenție al Inspectoratului pentru situații de urgență, din care fac parte cele mai performante autospeciale de intervenție, unitate la stingerea incendiilor, salvarea de la înălțime, accidente rutiere și la dezastre și alte situații care pun în pericol viața femeilor și a bunurilor acestora. Detașamentul este constituit din auto specială de primă intervenție și comandă folosită pentru deplasarea la producerea unei situații de urgență. Auto specială pentru muncă operativă împreună cu ambarcațiunea navală, destinată căutării și salvării din mediul acvatic. O auto specială de stingere cu apă și spumă de capacitate medie, dotată cu instalații pentru stins incendii și mijloace de descarcerare și acordare prin ajutor medical calificat. O auto specială pentru descarcerare grea, folosită în cazul producerii diferitelor tipuri de accidente sau catastrofe, care tractează un punct medical avansat, utilizat în cazul accidentelor cu victime multiple, în vederea asigurării triajului și asistenței medicale calificate. O ambulanță zmor de tip B2, destinată acordării primului ajutor medical calificat și transportului victimelor, aceasta fiind încadrată cu paramedici pompieri din cadrul subunităților operative. O auto specială de intervenție și salvare de la înălțime, care participă la salvarea și evacuarea rapidă a victimelor. Aceasta poate interveni la acțiunile de stingere a incendiilor, fiind dotată cu instalație de regulare a apei. Un autocamion de transport cu braț ridicător, dotat cu container multidisc, destinat intervenției la dezastre și accidente colective provocate de catastrofe naturale. Un autocamion transport de efectiv și materiale la intervenție cu motopompă de mare capacitate, un debit de 13.000 de litri pe minut, utilizată de serviciile profesioniste la evacuarea apei și alimentarea autospecialelor din dotare. Locul de defilare al salvatorilor sălăgeri se încheie cu microbusul Volkswagen Tractor, utilizat pentru suplimentarea numărului de efective la locul intervenției. Defilează detașamentul de tehnică al Inspectoratului de Poliție și de Sălaj. Este constituit din auto specială Nacia Logan, din cadrul formațiunii de ordine publică, folosită în activități de intervenție rapide la evenimente și în activitățile de patrulare pe linie de ordine publică. În încheiere, vă prezintă onorul detașamentul de tehnică al Serviciului de Ambulanță Sălaj, constituit dintr-o auto specială ACD, ambulanță de consultații la domiciliu, o auto specială tip B și o auto specială tip C, destinate acordării primului ajutor și transportului de persoane bolnave sau accidentate spre locurile de tratament sau unitățile de primit urgență.
onorul acordat de fanfara Promenada, condusă de plutonier ajutant în rezervă Lucian Pop, se încheie ceremonia dedicată Zilei Naționale a României. Vă mulțumim pentru participare! La mulți ani, România! La mulți ani, români!